pentru situații de urgență, de la miezul nopții se aplică măsura carantinării persoanelor care sosesc în țară din Marea Britanie și alte state din Uniunea Europeană. Britanie, cele mai multe de la miezul nopții. Este vorba între altele de Italia, Germania, Belgia, Olanda, dar și Irlanda. Franța suspendă de la miezul nopții toate deplasările spre și dinspre această țară, cel puțin pentru 48 de ore. Măsurile au fost anunțate după ce în Regatul Unit a fost descoperită o nouă tulpină mult mai contagioasă a coronavirusului. Direcția de Sănătate Publică Vrancea a anunțat programul centrului de recoltare din cadrul instituției în perioada sărbătorilor. Acesta va fi unul redus, urmând ca activitatea să revină la normal din 4 ianuarie 2020. Cu 70% contagioasă, și asta înseamnă un număr mult mai mare de infectați. De aici, Marea Britanie ia măsuri foarte serioase în interiorul Marii Britanii. Este alertă așadar în Europa după situația din Marea Britanie. Olanda și Belgia au fost primele țări care au interzis zborurile, dar și traficul feroviar către și dinspre regat. Au urmat Italia și Austria și, cel mai probabil, Franța și... Noua tulpină este cu 70% mai contagioasă și afectează sud-estul Angliei, inclusiv Londra. Înapoi în țară, elevii s-ar putea întoarce fizic la școală la sfârșitul lunii martie. Atunci s-ar putea termina vaccinarea anti...